Într-o recentă declarație de presă, democrat-liberalul Dorin Nistor afirma că liberalul Florin Roman a câștigat în perioada când PNL se afla la putere sume consistente de la diverse instituții ale statului. Replica președintelui PNL Alba Iulia nu s-a lăsat așteptată. Potrivit democrat-liberalului Dorin Nistor, liderul liberal Florin Roman a avut în urmă cu 7 ani un venit net mediu lunar de aproximativ 15.500 de euro. Cităm din comunicatul de presă al democrat-liberalului. Iată care este fișa fiscală a lui Florin Claudiu Roman pe anul 2007. E.ON Gaz Distribuție S.A. 34.228 lei. Biroul de turism pentru tineret S.A. 21.462 lei. Ford România S.A. 45.040 lei. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei 2176 de lei, CEC Bank SA 23.481 de lei, Exim Bank SA 137.159 de lei, Automobile Craiova 11.231 de lei, DU Mangalia, Heavy Industries SA 30.858 de lei, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor 368.524 de lei. Totalul anului 2007 este de 674.219 lei, adică 56.185 de lei lunari, bani în mână. Trebuie să fac această precizare deoarece câștigul unei persoane este reprezentat de venitul brut, nu de venitul net. Ca să fac un calcul și mai sugestiv, la un curs de 3,61 lei per euro la data de 28 decembrie 2007, rezultă că veniturile nete ale lui Florin Claudiu Roman au fost în acel an de 187.754 de euro, ceea ce înseamnă un venit net mediu lunar de 15.562 de euro. În replică, Florin Roman constată că realizările unora sunt transformate de adversari în armă politică. Declarațiile domnului Nistor fac parte din arsenalul politic pregătit de colegii din Partidul Democrat Liberal în apropierea campaniei pentru alegerile europarlamentare. Așa cum ați văzut și dumneavoastră, mi-am precizat punctul de vedere, cred eu, foarte clar și explicit. Mă bucur că inclusiv domniile lor recunosc că vorbim de venituri legale. În ceea ce privește ceea ce este acolo, eu cred că n-am ce să comentez, pentru că pur și simplu mă bucur că am fost unul dintre oamenii care la 33 de ani am reușit să fiu președinte de Consiliul de Administrație la DU Craiova, unde am făcut o privatizare de 650 de milioane de euro și cu investiții de aproape 1 miliard de euro pe următorii ani, care a însemnat salvarea 12.000 de locuri de muncă. Mă bucur că ai mei colegi au avut încredere că trimit acolo un om integru și pregătit, iar eu cred că am răspuns celor două cerințe pentru a fi în Consiliul de Administrație al Exim Bank și al CEC România. Pentru asta v-am spus, le mulțumesc colegilor care au avut încredere, sunt convins că am reprezentat județul Alba cu cinste. Pentru astfel de responsabilități, bineînțeles că ești plătit și mai bine decât alții, pentru că și răspunderea este la fel de mare. Dacă mi-aduc aminte doar de cazul Ford, vă amintesc că vorbim de investiții de 650 de milioane de euro și încă 1 miliard în următorii ani, de 12.000 de locuri de muncă. Nu cunosc un alt albaiulean care să fie ajuns în astfel de situații. Numai că la noi, în loc să ne bucurăm când unul de-al nostru ajunge în poziții importante, acest lucru este transformat în armă politică. Cum Florin Roman se află pe lista PNL pentru alegerile parlamentare, acesta consideră că PDL a început deja lupta pentru europarlamentare, având în vedere faptul că și liderul PDL Alba, Mircea Hava, va candida în mai pentru legislativul european. Eu am înțeles să întorc din aceste lucruri și județul Alba. Împreună cu Simone Albani am avut meditații pentru 750 de copii, timp de 3 ani de zile, meditații gratuite la matematică și la română în județul Alba. Am făcut donații importante la secția de oncologie, la premierea olimpicilor, am pus pe picioare dispensarul de la BIA, am adus o sucursală a Exim Bank-ului la Alba. Văd că vin cu atacuri politice în spate, în urmă cu 6, 7, 8 ani, și înțeleg, pentru că am înțeles de curând, că domnul Hava și-a anunțat candidatura la alegerile europarlamentare. Nu m-ar fi deranjat aceste lucruri dacă nu aș fi observat foarte clar că e un atac politic, pentru că sunt chiar în jurul primarului și am dat cazul domnului Nicușor Moldovan, exemple
care câștigă circa 100.000 de dolari pe an, potrivit fișei fiscale, la Primăria Alba Iulia, Fundația PAEM, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară. Și este normal că atunci când sunt oameni în funcții de răspundere, aceștia să și fie plătiți corespunzător. Și Florin Roman și Mircea Hava candidează de pe locuri neeligibile, dar alegerile europarlamentare vor fi un excelent barometru în perspectiva alegerilor locale din 2016, când e foarte probabil ca cei doi politicieni să se confrunte în lupta pentru câștigarea primăriei Alba Iulia.